Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la emisiunea Cu Cărțile pe Față. Am schimbat platoul și ne aflăm acum la compania Electrosistem Baia Mare. Alături de noi este directorul general, domnul Ștefan Bloșco. Bună seara și ne bucurăm că ne-ați primit în casa dumneavoastră. Am venit pentru că recent ați lansat un nou volum, al 15-lea, Anno Tempore, o călătorie în luna anotimpurilor în Baia Mare și împrejurim. Și vrem să aflăm mai multe despre ceea ce înseamnă aceste cărți pentru dumneavoastră, de ce ați avut această ambiție de a le lansa în fiecare an, a devenit o tradiție deja pentru compania pe care o reprezentați și să vedem tot ceea ce înseamnă acest Anno Tempore și celelalte cărți. Eu, ca persoană, mă simt om al acestui oraș, deși nu sunt născut aici, dar la 3 ani părinții mei m-au dus aici. Și sunt legat cu toate ale mele de acest oraș. Aici am făcut școala generală, liceu și multe altele am făcut aici și îmi place. Și doresc prin cărțile acestea să popularizez acele lucruri care sunt specifice acestui oraș și împrejurimilor. Cartea aceasta 15 vine după o serie de cărți, unele de care sunt foarte mândru, sunt cele care privesc școala de pictură Băi Măreană, care din afara orașului și chiar poate și din oraș, nu mulți știu istoria școlii de pictură din Baia Mare, care am scris trei, nu eu, ci am editat trei cărți. Sunt câteva care țin de orașul nostru, care este istoria orașului, care în 2016 a fost lansată și care se cheamă Rivulus Dominarium și nu toată lumea știe de ce Baia Mare s-a chemat Rivulus Dominarium. În latină era limbajul vremurilor, limba latină. Este pârâul domnițelor, deci râul Săsar s-a chemat pârâul domnițelor pentru că pe deal, pe sub dealul Prugii, a fost o mănăstire de maici. Și datorită acestui fapt s-a denumit orașul Rivulus Dominarium. Iar cartea care ulterior a venit, Baia Spie, care Baia Mare a fost asociat cu Baia Spie ca și oraș, a avut același jude, el erau legați de această treabă. Foarte puțină lume știe că turnul Sfântul Ștefan din centrul vechi are pe el o emblemă care se cheamă Roland, se cheamă, care este un războinic cu un paloș mare lângă el, care de fapt judele orașului avea drept de paloș. Deci practic nu trebuia să-l judece pe cel care a greșit tare, și îi putea lua capul. Dar asta înseamnă că trebuia să fie foarte corect față de ceilalți. Așa că cartea aceasta, care e a 15-lea, a venit ca să umple locul, pentru că are două lucruri specifice. Apart de designul care a fost făcut de colegul Pinter, de la Pinter Visual, o contribuție mare a avut cel care l-ați avut în emisiune, Deac, care este un fotograf de excepție, care are foarte, foarte multe poze vechi și are pasionat de natură. Și ce a fost cel mai greu, absolut fiecărei poze este atașat un citat, sigur, Grilling, în maghiară engleză, a unor autori celebri. Dar cum a venit ideea ca fiecare fotografie să aibă un citat? Și cum au fost selectate? Ideea a venit tot de la cei doi, dar în mod special de la Deac, care, de exemplu, una din lucrurile care toată lumea cunoaște, ca o frumusețe a orașului, este creasta cocoșului aici. Și care John Cheever, care este unul din autori celebri, spune așa, era o dimineață splendidă de vară și părea că nimic nu are cum să meargă prost. Deci când vezi și multe altele, iar aici este o imagine sugestivă cu un citat sugestiv, exact, care se potrivește. Iar turnul Sfântul Ștefan, chiar aici nu se vede, dar din strada Crișan este aici, unde de fapt,
domnule Blașcă, ce ar vrea să transmită această carte? Eu am participat și la lansare, sala a fost arhiplină. E plăcut să iei în mână o așa carte și să te delectezi cu ea. Acum, anul tempore este o întâlnire simbolică, nu există nicio timp această treabă, dar de fapt arată că este, nu este veșnică. Deci, suntem într-o zonă care cam în aceeași intervale de timp se succede primăvara, vara, toamna, iarna și fiecare anotimp are frumusețea. Se spune că o imagine este cât o mie de cuvinte. Oare asta putem spune și despre imagine din această carte? Și meritul cel mai mare, în afară de designul care îl pinte, dar este Vedeac, care este din nou, mă repet, un fotograf de excepție și a fost foarte greu să găsească citate. Un singur citat se repetă și la prezentare o corectat cel care a prezentat cartea, pictorul Nicu Suciu. La sugestia lui Tedian, pentru că aceste imagini seamănă și cu o anumită zona artei și sunt frumoase. Aici am deschis fără să caut în mod special lacul albastru din Baia Spire, dacă am povestit înainte de colega de la Peruca, care și-a cumpărat un apartament în Baia Spire și vede din ceam acea clădire care este lângă lacul albastru, care este Calvaria, făcută în 600 de ani. Cât de frumos! Și aici, la lacul albastru, Nechita Stărescu spune, care precis melodia pe aceste versuri, știți, a venit toamna, acoperă inima cu ceva, dar unui copac sau mai bine cu data. Este, se asociază cu această. Domnule Blașcă, de ce avem nevoie de asemenea cărți? Pentru faptul că lumea nu cunoaște suficient, și asta e o realitate, zonele în care trăim aici, în Baia Mare, în Maramureș? Nu numai. Nu cunoaște, toată țara nu cunoaște așa de bine lumea. Și eu am spus-o la lansare că, fără să vreau, eu sunt editorul care este împărțirea cărților cu cea mai mare rapiditate din câte știu eu. Ajung în mâinile în România, în Ungaria, Germania, până în Olanda, ajung peste 500 de cărți în 2 săptămâni. Cu așa o rapiditate nu cred că este editura să... Și ne place, și mie place, și colegilor ne place, ca să popularizăm zona în care trăim. Aș vrea să ne spuneți, dacă e să ne întoarcem în timp, acum 15 ani, cum a venit ideea realizării unor asemenea cărți? În primul rând, datorită complexității firmei, care acum 15 ani deja era destul de bine crescută, eu am făcut foarte, foarte multe vizite la firme din străinătate. Și absolut peste tot unde am fost, dar vorbesc de firmele titrate, aveau o carte care era din zona lor. Poate nu așa de mare, să spunem, numărul de tipuri de cărți, dar de peste tot am primit o carte despre zona în care exista firma respectivă. Deci e o chestiune uzuală, se practică aceste lucruri. În Occident, vorbesc. În Occident, pentru că aici, în Maramureș, nu știm alte companii, cel puțin noi, poate că au anumite broșuri, cine știe. Dar, dacă e să ne întoarcem din nou la prima carte, ce ați cuprins în ea? Și cum s-a născut prima carte? Prima carte este despre Școala de Pictură Băimăreană și are, am spus-o și la prezentare, nu știu dacă rețineți, are cea mai fantastică istorie. Noi avem un consilier juridic și avocat care ne susține de atâția ani și care are o prietenă în Paris care predă, nu știu ce predă, anume la Sorbonne, este profesoară universitară. Și văzând cartea, m-a rugat să-i dau 2 exemplare, să dea la prietena și prietena prietenei,
despre școala de pictură Baia Mare. Și Paris, în zonele pietonale, sunt foarte multe zone pietonale, sunt zeci, sute de mici restaurante, pelării, cafetării, care sunt și la stradă cu 4, 6, 8 mese. Asta micuțe. Și s-a întâlnit, ca să vedem noi cât de mică este lumea, s-a întâlnit autorul cărții, care era mai tânărul, numai 92 de ani are, și are, este activ, și la Coștun, cu băiatul lui care trăiește în Canada. Și se mai întâlnesc la mijlocul drumului. Nu meargă el până în Canada și el până în România. Și în Paris, la aceeași terasă, era bătrânul la Coștun cu băiatul lui din Canada și era Anca Tibir, avocata noastră, cu cele două prietene ale ei. Și la un moment dat, bătrânul a auzit vorbindu-se în limba română și când s-a uitat cine e acolo și a văzut cartea pe masa lor. Și s-a ridicat, s-a prezentat și în Paris a dat un autograf pe cartea pe care era editat. Și atunci eu spun ce mică e lumea. E foarte mică, într-adevăr, și iată că acest lucru se întâmplă după ce au trecut câțiva ani de la lansarea primei cărți. Cum alegeți colaboratorii care lucrează la această carte? Depinde foarte mult de subiect. Deci, cele care au fost trei sau patru, cum să nu spun totul, dar cred că sunt patru cărți pe școala de pictură mai mariană. Eu dau de exemplu pe ultimul, care este colaborator tot bătrânul Veșu Motustael, care este profesor, sau a fost profesor universitar la Cluj, la Facultatea de Arte și este critic de artă. Este un armean care îl cheamă Nuradin. Și am fost la el acasă, locuia într-un apartament mare, dar foarte frumos mobilat și plin de picturi celebre. Și ne-am hotărât asupra cărții. Cartea se cheamă Genius Loci, geniul locului, și vorbește de partea de școală de pictură din Baia Mare. Și fără a-i critica pe armeni, pentru că este o chestiune care istoria o menționează, dar din păcate cei care ar trebui să-și ceară scuze public asupra omorârii peste 1,5 milioane de armeni nu și-au cerut scuze nici până azi, iar armenii au ajuns în România întâi în Moldova, după care au venit în Ardeală în trei localități mari. Și ei se ocupau de comerț și de cămătărie, se împrumutau bani. Și Muradin, care e un pic mai în vârstă decât mine, după ce ne-a înțeles asupra termenilor și condițiilor, a scos hârtie cu Indigo și a încheiat contract. La noi, cel puțin la Ardeleni, indiferent de etnie, dacă îi da mâna, asta este sfânt că cuvântul e cuvânt. Ei, la armean trebuie să scrie fără martă. Semnătura lui versus semnătura mea. La cartea e mică. Aș vrea să mai alegeți dumneavoastră câteva exemplare să ne vorbiți despre ele și ce reprezintă. O colaborare de excepție am avut-o cu Pop Lucica, care este muzeograf și care o știu de o viață. Noi am fost colegi de sport și am făcut atletism când era tânăr și eu foarte tânăr și este una din cele mai documentate persoane din Baia Mare, cel puțin pe postă de istoria orașului și cu ea am făcut cartea cu Baia Mare, cu Virulus Dominarium și am făcut cartea cu Baia Spre Mons Medius. Acum eu nu știu dacă au spus-o colegii care au fost la emisiunea cu acea carte. Am avut cadou 250 de cărți la 4 biserici, reformată, catolică, ortodoxă, greco-catolică din Baia Spire, să facă cadou de Crăciun în istoria orașului Baia Spire, care nu știu din ce motive primarul din Baia Spire nu s-a grăbit să. Deși acolo, din ceea ce îmi spunea doamna Lucica Pop,
este esența extrasă din multele documente pe care le-a studiat, pe care le cunoaște și din multele fotografii pe care le-a selectat. Deci are o bază de date fantastică. Și pentru că suntem la acea carte, sunt lucruri pe care nici locuitorii orașului nu le cunosc despre Maiastrie. Așa am aflat și eu despre această istorie a orașului. Vreau să spun că aceste 250 de cărți care le-am dat, deci 4 ori 50 și 200, plus 50 și-am dat la UTVR. Și nu este o glumă și nu este nici, să spunem, o parte urâtă. Șefa UTVR-ului din Maiastrie, care e consilier local, i-a făcut cadou o carte la primar. Ceea ce este foarte bine, pentru că o va avea acolo cadou reprezentativ pentru orașul Baia-Scrie. Mâna a 250 de oameni minim. Asta înseamnă că vă doriți ca oamenii să cunoască cât mai multe despre zonele în care locuiesc. Noi avem deja ideea și de fapt am bătut palma și tot cu Poplucea despre 16-a carte care anul viitor va apărea. Care, stai să spunem, pentru televiziunea noi secret, va fi despre clădirile istorice, istoria clădirilor istorice din Baia Mare. Ea scrie deja de mult această treabă pe diverse ziare locale, dar aducându-l într-o carte de acest gen, cu acest tip de design pe care îl fac Peter și Dea, eu zic că o să iasă o lucrare. Oare nu fiecare oraș, municipiu, ar trebui să aibă o carte care să arate istoria locului? Din păcate, cei care ar trebui să facă asta nu o fac, pentru că probabil s-au alte ocupații să facă alte lucruri. Mai importante, mai puțin importante. Părerea mea este că e bine ca lumea să știe cât mai multe despre. Dumneavoastră citiți foarte mult, sunteți și un iubitor al artei. Cu siguranță că sunteți și critic la anumite pagini înainte să apară câte un volum. De ce aveți această apropiere față de arta aceasta frumoasă? Deci eu, ca și copil, am făcut școala populară de artă, Baia Mare era așa ceva, care, în afara școlii, era centru vechi, era, cum nu mai știu ce este acolo, la etaj, era două ori pe săptămână mergeam acolo și pictam. Și de acolo este și acolo, această... Și luăm o scurtă pauză și ne întoarcem la discuția noastră și despre celelalte cărți, imediat.